În perioada 4 iulie-30 august, pavilionul de acces al Muzeului Apei găzduiește expoziția colectivă de pictură Centralitate Infinitate Univers. A studenților masteranzi anul întâi din cadrul Facultății de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, Master Pictură, Surse și Resurse ale Imaginii. Vor fi expuse lucrări realizate de Gabor Zoltan, Gal Ioan, Murărescu Andreea, Predoiu Giorgeta și mulți alți artiști. De asemenea, lucrările prezentate au rezultat în urma cercetării și creației artistice. Acestea sunt realizate în tehnica acril pe pânză și ulei pe pânză.